Ne aflăm la cavoul familiei princiare Sturza, una din cele mai importante familii din Moldova, descendenți din Mihail Sturza, domnitorul Moldovei între 1834-1849. Aici, de fapt, sunt descendenții fiului mai mare al domnitorului, Dimitrie Sturza, din care descinde și Mihai Dimitrie Sturza, un mare istoric și genealogist care s-a stins de curând și care a ținut să rămășițele sale să fie aduse aici, în cavoul familiei, pentru că ceea ce vedem aici la Eternitatea, de jur împrejur, sunt tot felul de vechi familii boierești care au fost personajele operei sale. Mihai Dimitrie Sturza a editat câteva volume dintr-o monumentală enciclopedie ilustrată a familiilor boierești din Moldova și Țara Românească. A conceput această lucrare extraordinar de detaliată și documentată ca pe un fel de arcă în care avea să salveze o lume, vechea boierime românească, care s-a stins sub ochii săi. Nu întâmplător, lucrarea de care aminteam are ca motto un citat celebru: istoria este un cimitir de aristocrații. Ceea ce vedem aici, în spațiosul cavou al familiei, este mormântul Beizadelei Dimitrie Sturza, fiul mai mare al domnitorului, și apoi a urmașilor săi, Mihai Dimitrie Sturza. Dar o surpriză interesantă este că familia a adus aici și piatra de mormânt a Saftei Paladi, mama celor două Beizadele, lui Dimitrie și Grigore Sturza. Se știe, a fost un personaj foarte interesant din epocă. Safta era născută Roset, casa ei, casa părintească, este clădirea unde se află astăzi Muzeul de Istorie Naturală. Ea a fost căsătorită succesiv cu Mihail Sturza, domnitorul, și cu Constantinica Bogdan Paladi, de unde și acest nume care se află pe piatra de mormânt, dar practic este mama celui mai vechi mormântat aici, a lui Dimitrie Sturza. Cel mai vechi mormânt de aici este cel al Beizadelei Dimitrie Sturza, cel care a fost mare hatman al Moldovei, deci șeful armatei în timpul domniei tatălui său și cel care a trebuit să reprime Revoluția de la 1848 din Moldova, din poziția aceasta de șef al miliției pământene. El este cel din care descinde istoricul Mihai Dimitrie Sturza, de care am amintit mai devreme, și toți cei care odihnesc aici, în criptele acestui cavou, sunt urmași ai săi, în linie directă și prin alianță. Vedem singurul monument din incinta acestui cavou, reprezintă două fete de vârstă fragedă și amintește de două fetițe gemene din familie care s-au născut la 1872, Henriette și Emma, și care au murit la scurtă vreme, iar părintele lor a ținut ca să marcheze locul acestui cavou cu un monument care a fost lucrat de un sculptor străin, Pullman,